Părinte și frate Paisie, preapucenici părinți din preună slujitori, preacuvioasă Maica Stareță, binecuvântată obștenți, stimaților, domnilor primari, domnilor comandanți și slujitori ai Armatei Române, iubiți credincioși și dragii mei, multe evenimente s-au întâmplat astăzi la Mănăstirea Strâmbă. Și în toate a binevoit Dumnezeu, Cel pe care toate le plinește. Noi ne străduim după puterile noastre, însă Cel care plinește totul, desăvârșește, este Dumnezeu. Însă este importantă inițiativa noastră. Este importantă prezența noastră la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Știți prea bine că preotul n-are voie să săvârșească Sfânta Liturghie de unul singur. Trebuie neapărat să aibă lângă el un slujitor, cel puțin cântărețul de la strană. Cu atât mai mult când biserica este arhiplină și când dă pe din afară. Cu atât mai mult când la Sfânta Liturghie se împărtășesc atâția oameni, ar trebui cu toții să ne împărtășim. Din aceeași pâine și din același potir, ca să ne unim unul cu altul, precum spune Sfântul Vasile cel Mare, în chip de plin. Atunci ne unim unul cu celălalt, când ne împărtășim din aceeași pâine și bem din același potir. Cu ce ne împărtășim? Cu trupul și sângele Domnului nostru, Iisus Hristos. Aceasta este cea mai mare taină a bisericii noastre. De aceea noi și îndrăgim foarte mult liturghia de duminică și liturghia de fiecare zi, doar cu atât mai mult liturghia de duminică, când avem această conștiință, dragii mei, că în toată creștinătatea se săvârșește, la diferite ore, adevărat, după fusul orar, dar este o liturghie permanentă, continuă, în care întreaga creștinătate se unește, nu doar în rugăciune, ci în acest chip al pâinii și al vinului. Și asta este cea mai mare binecuvântare pentru umanitate pe care ne-a lăsat o moștenire Domnul nostru Iisus Hristos atunci, la cina cea de taină, când ne-a poruncit să facem acest lucru într-o pomenirea Lui. De asemenea, am săvârșit parastas în memoria Maicii Stareței Epiharia, care împlinește peste câteva zile, 3 ani de când a plecat în veșnicie. Și pentru domnul colonel Vasile Olah, care de asemenea împlinește 4 ani de când a plecat în veșnicia lui Dumnezeu. Oameni bravi, și unul și celălalt. Uitați-vă la mănăstirea aceasta. I se datorează Maicii Stareței Epiharie. Uitați-vă la mănăstirea aceasta, în ce vă privește și, cu adevărat, vrednic, rămâne domnul colonel Vasile Olah, de care mi-e dor să citească apostolul la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Și un alt mare dar și lucrare care am făcut-o astăzi, prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, am pus o rasoforă. Sora Ana, care era sora de sânge a Maicii Stareței Epiharie, a devenit de astăzi înainte Maica Ecaterina. De asemenea, o binecuvântare și o mânghiere în același timp. Și pentru Maica Epiharia, și pentru Maica Tomaida, dar cu siguranță binecuvântare pentru Maica Ecaterina. Toate aceste lucrări, dragii mei,
sau săvârșit astăzi cu binecuvântarea lui Dumnezeu, în duminica care se numește a înfricoșătoarei judecăți. Pentru că toate aceste lucrări pe care vi le-am pus eu înaintea ochilor duhovnicești, la care ați fost părtași, sunt înfricoșătoare. Gândiți-vă dumneavoastră la Sfânta Liturghie că mii și milioane de îngeri sunt în împrejurul nostru și participă efectiv la Sfânta Liturghie. Avem această conștiință și avem mărturii nenumărate că la Sfânta Liturghie participă și îngerii, și Sfinții lui Dumnezeu, nu doar noi. Este înfricoșător, este minunat, este deosebit, dar este înfricoșător cu adevărat. Este înfricoșător dacă sunteți atenți când citiți canonul de împărtășanie, că acolo, pe masa Sfântului Altar, este foc care arde și noi ne împărtășim cu acest foc. Este înfricoșător, este și minunat, este extraordinar. Dar este foc care arde. Arde păcatele noastre și întinăciunea noastră. Sperăm să ne lasă Dumnezeu să trăim sau dacă vrea să murim, să ardem și noi. Dar să rămânem un rug mereu aprins, precum era rugul de pe muntele Sinai. Înfricoșător este să te întâlnești cu morții. Dar prin rugăciune această înfricoșare se transformă în bucurie. Să te întâlnești, iată cum ne-am întâlnit noi astăzi cu Mitropolitul Bartolomeu, cu Preasfințitul nostru Vasile, cu Maica Epiharia, cu Domnul Vasile Olah, cu morții care își dor somnul de veci aici în cimitirul mănăstirii, cu părinții părintelui Paisie, cu bunicul părintelui, diaconi. Iată câțiva morți cu care ne-am întâlnit noi astăzi. Înfricoșător lucru, dar în același timp o mare binecuvântare. Și aceasta nu mai este Ana, ci Ecaterina. Vedeți dumneavoastră ce transformare extraordinară. În câteva clipe nu mai ești același om. Pentru că nu-ți mai aparții. Ea aparține de acum lui Dumnezeu și veșniciei Lui. Prin lucrarea pe care o săvârșește în mănăstirea noastră. Dintr-o dată, sora Ana a devenit Maica Ecaterina. Evanghelia care s-a citit la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie ne spune un singur lucru pe care trebuie să ne-l însușim total. Criteriul după care Dumnezeu va judeca lumea. Și acesta nu este altul decât mila. Acesta este singurul criteriu după care Dumnezeu va judeca lumea și prin care orice om poate să se mântuie. Poate să câștige împărăția lui Dumnezeu. Vă închipuiți cât de puțin cere Dumnezeu de la noi? Să dăm o pâine celui flământ, să-l adăpăm pe cel însetat, să dăm o haină care ne prisosește, să-l cercetăm pe cel bolnav și pe cel din temniță. Nu sunt lucruri ieșite din comun. Sunt lucruri care ne stau la îndemână și pe care le putem face. Însă, cu ce conștiință, dragii mei, aici este important. Putem face aceste lucruri și poate chiar că ne stă în fire să le facem. Cum să nu dăm noi o pâine celui flământ? Dăm, din tot sufletul dăm. Însă ne spune Evanghelia de astăzi că în felul acesta trebuie să dăm, ca și cum i-am dat Domnului Hristos. Cu această conștiință trebuie să facem noi orice faptă bună, punând-o în relație cu Dumnezeu, în relație cu Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. De ce? Pentru că aproapele nostru se identifică cu Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Cum se identifică? Prin faptul că însuși Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, s-a identificat cu noi.
a luat firea noastră omenească și ne-a însușit pe noi pe toți, întreaga umanitate, întreg neamul omenesc, de la Adam până la noi și în perspectivă, până la sfârșitul viacurilor, în umanitatea îndumnezeită a Domnului nostru Iisus Hristos, există întreaga umanitate, de la Adam până la noi și până la sfârșitul viacurilor, pentru cei care vor veni în urma noastră, vor fi aduși din neființă la ființă în această lume. De aceea noi când facem o faptă bună, dragii mei, trebuie să avem această conștiință că noi hrănim sau adăpăm sau îmbrăcăm pe Domnul nostru Iisus Hristos, înțelegând că noi facem acest lucru pentru întreaga umanitate. Când faci un dar unui copil sau când oferi cuiva ceva de care are nevoie, trebuie să avem această conștiință că darul respectiv îl facem întregii lumi. Cu această conștiință trebuie să facem noi fapta bună. De aceea și responsabilitatea este mare. De aceea acuză Domnul nostru Iisus Hristos și spune: cel care n-a făcut aceste fapte ale milei este vrednic de osândă. Dar osânda nu o rostește Domnul Iisus Hristos. Nu El ne condamnă. Noi ne condamnăm, pentru că de aceea este înfricoșătoare judecata de apoi. Pentru că într-o clipită, vă spuneam eu, în o altă împrejurare, tot la această duminică, într-o clipită, ca într-un film de scurt metraj, ne vedem viața noastră reală, așa cum este. O văd și ceilalți. Fiecare și-o vede pe-a lui, dar vede istoria întregii umanități, într-o clipă. Sfântul Paisie, Aghioritul spune că atât va dura judecata universală, înfricoșătoarea judecată, cât durează psalmii judecății de care vă spuneam eu, cei care se rostesc la slujba utremiei. Câteva clipe. În câteva clipe îți vei vedea adevărata ta față, adevărata ta identitate. Și atunci, dacă n-ai făcut faptele milei, te vei vedea în halul în care te găsești și îți vei da seama nu că ești condamnat la iad. Precum blestemă de pildă americană. Pentru că tu trăiești deja iad. Ești în el. Nu mai ai cum să fii condamnat. Tu deja îți dai seama. Nu te poți regăsi în iad. Că n-ai cum să te regăsești în iad. Dar îți dai seama că iadul tău devine veșnic. O stare care nu se mai sfârșește, de care să ne ferească Bunul Dumnezeu. Așadar, să dăruiți, să-i dăruiți Domnului prin aproapele nostru, având această conștiință că îi dăruim nu doar Domnului Hristos, ci dăruim lumii întregi. O rugăciune, dragii mei, poate influența o lume întreagă. Rugăciune la care vă îndemn, mai ales că lumea în care trăim noi și în vecinătatea noastră este multă, multă suferință. Îi mulțumesc Părintelui Paisie, ca întotdeauna, și îl încredințez de iubirea mea. Și de sentimentele mele alese, și față de Sfinția sa, și față de obștea mănăstirii, în general față de toți călugării, care, într-o oarecare măsură, mi-aparțin indexatelor. Dar vă îmbărțișez și pe dumneavoastră în dragoste, de la cei mai mici până la cei mai în vârstă. Zicem noi totdeauna, iubiți credincioși, dar să știți, să aveți această conștiință, că nu doar o zicem, sunteți credincioșii noștri iubiți. Mai ales că ne vedem față către față și, cum spuneam la începutul cuvântului meu, ne împărtășim din aceeași pâine
și din același potin. Dumnezeu să o ocrotească pe Maica Ecaterina. Maica stareță să-i poarte de grijă. Dumnezeu să-i odihnească pe cei care au plecat în veșnicia Lui, chiar pe dumneavoastră, să vă binecuvinteze. Amin. Mării de Tatălui și Fiului și Sfântului. Amin.